Poate face o postare pe Instagram, hai să zicem despre mâncare. O grafică atrăgătoare pentru un restaurant pe care o să o postezi pe profilul tău, pentru un eventual portofoliu. Cu toate astea, postarea respectivă ajunge la câteva persoane, însă la nu foarte multe persoane. Ei bine, aici intervine marketingul. Pentru că tu poate faci grafica respectivă, însă pentru a fi vizibilă în mai multe feed deodată, ar trebui să găsești o soluție prin care să o promovezi și să ajungă la mai multe persoane prin reclame plătite, poate face o promovare printr-un video exact cum este și ăsta la grafica respectivă și să spui acolo cum ai regizat-o, care sunt principiile din spate și toate chestiile de genul acesta. Sau poate vorbești cu un influencer din domeniu care să o promoveze pe profilul lui. În momentul de față, variantele sunt numeroase, însă pentru a ști sigur că una funcționează pentru tine, ar trebui să le testezi, să vezi care este cea potrivită pentru tine.